De trei zile, peste 400 de elevi din județele din nordul Moldovei vor participa la evenimentul Student pentru o zi, organizat de Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, în cadrul săptămânii Altfel. Elevii vor participa la concursuri tematice, vor asista la prelegeri ale cadrelor universității, vor vizita campusul și vor lua masa la cantina USV. Premiile totale oferite de universitate se ridică la peste 25.000 de lei. Mai mult, cei mai buni 42 de elevi vor primi certificate în baza cărora pot fi admiși pe locurile fără taxă, la specializarea dorită. În acest an avem peste 400 de concurenți la acest concurs. Este evident că tentează și partea materială. Sunt premii în valoare de peste 25.000 de lei, la care se adaugă certificatele de agrementare pentru ocuparea unor posturi în cadrul unui concursului de admitere pe care îl organizăm în această vară în universitate, pe locuri fără taxă. Teoretic acoperim în momentul de față cele 4 județe din care recrutăm studenții noștri, respectiv din Suceava, din Botoșani, din Piatra Neamț și Iași, peste 70 de colegi și licee din aceste județe. Probabil că va trebui să ne gândim în viitor și la Bistrița, este un vis mai vechi pe care îl aveam. Elevii s-au declarat încântați de evenimentul organizat de Universitatea Suceveană. Mi se pare chiar foarte interesant, adică ceva nou, dar totuși foarte bine primit. Până acum astăzi am dat proba la istorie, s-a terminat, acum facem o plimbare prin campusul universității, după care vor merge la masă, iarăși plimbare și rezultatele.